Satul Libertatea, înființat de brătieni în anul 1898, a fost dezafectat de comuniști în 1977. De atunci nimeni nu a mai fost îngropat în acest cimitir. Este cimitirul satului Libertatea. Crucile care sunt din piatră vechi sunt ale răposaților, oamenilor care au locuit în satul Libertatea. După 77, dacă s-a desființat, vă dați seama. Mi se pare normal să apară cruci ale unor persoane care nu sunt decedați aici, nu doar puse așa, să nu știu ce s-a întâmplat, dar nu e regulă așa. Mai avem un 2000 aici. Există morminte, nu există ce. Ele sunt aduse recent? Când s-a construit Troița. S-a mai înființat un rând aici. Sunt registre, se poate vedea când a fost ultima persoană decedată în satul Libertatea și înhumat acolo. Ce scrie pe ele? Nici nu se mai înțeleg crucile, vă dați seama, din 77 de când s-a desfințat, au trecut 47 de ani. Voicu Dumitra este ultima persoană din 77. În ce an? 77. Cel care conduce fundația, care a ridicat Troița de la intrarea în cimitir și care a adus crucile fără noimă este Nicu Dragu, viceprimar al orașului Călăraș, cu atribuții în ce privește cimitirele orașului. Să mulțumim că aveți cimitirul și am reînviat toți morții care au murit acolo, 5.000 de oameni au murit, să știi acolo. Păi da, ați înviat unii care n-au murit acolo. N-are importanță. Dragu a devenit celebru în urmă cu mulți ani, pe vremea când, ca primar în funcție, și-a jignit alegătorii la zilele orașului. Pe 7, exact cum mi-a zis poliția președintelor. La revedere! Camelor! O să vă aveți prima niciodată în viața voastră. Ați fost în miserie! Ați fost o miserie! Asta e cu sumirea voastră? Nu vă este rușine? Nemedicilor! Voi nu reprezentați Călărașul! O haită de derbedei și bolani! La revedere!